Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, se recomandă limitarea, suspendarea sau anularea tuturor activităților care implică deplasări în străinătate. În condițiile unor eventuale aprobări emise pentru deplasări în străinătate, Inspectoratul Școlar are obligația de a informa Direcția Județeană de Sănătate Publică anterior în revenirii în țară cu privire la destinație, durata deplasării și numele persoanei sau persoanelor. Cei care au efectuat deplasări în străinătate vor prezenta la revenirea în unitățile de învățământ certificate medicale care să ateste că sunt clinic sănătoși. Totodată se limitarea la maximum sau suspendarea organizării oricăror manifestări colective, școlare sau extrașcolare, simpozioane, conferințe, excursii, vizite de studiu la nivel local sau național. Ministerul Educației și Cercetării recomandă ca activitățile planificate în cadrul săptămânii școala altfel să se desfășoare în sediul, în incinta unităților de învățământ, evitând în acest mod riscul apariției unor cazuri de îmbolnăviri.